Deci dispensarul Muriol e demarat de anul trecut, dispensarul de la Plopu este demarat anul trecut. A fost un dezastru și în momentul de față, după cum vedeți, e cu totul și cu totul altceva. E vorba de reabilitare termică, e vorba de toate cele sanitare, sunt alte condiții de lucru. Eu zic că e o diferență ca de la cer la pământ. Deci în momentul de față avem de finalizat mic rond acolo, o fântână arteziană care trebuie să vină numai montată. Mai avem sus la scafa de streașină, mai avem jgheaburile, burlanele și mici retușuri care au apărut în timpul lucrărilor. Sarul Muriol este o construcție, să zicem, între ghilimele, mai complexă. A fost făcut de coreeni și dată comunității, cred că imediat după Revoluție, anii au trecut și au pus amprenta negativă asupra acestui imobil sau acestei investiții. În el își desfășoară activitatea atât medicul din comună, o farmacie, un medic stomatolog care își desfășoară activitatea în această locație. De această locație beneficiază de toți locuitorii de pe raza comunei Muriol. Această locație are și două apartamente în care medicii stau. Reface interiorul cu gresii faianță, s-a decopertat spațiile, băi, WC-uri, se pune din nou gresii faianță. La instalații sanitare termice sunt înlocuite toate cu cele moderne. O noutate, în afară de faptul că se va izola termic și exteriorul, se va reface exteriorul practic. O noutate va fi centrala termică. Există inclusiv un sistem nou de încălzire a apei pentru a putea fi folosită. E altfel, e clădirea mai mare. Cel de la Muriol abia a început pe 1 aprilie. Lucrurile au avansat destul de rapid, suntem în grafic, în mod normal ar trebui finalizat la sfârșitul octombrie, pe 1 noiembrie mai exact. Noi sperăm în ritmul în care se lucrează acum să-l finalizăm mai repede. Lucrarea trebuie finalizată în acest an. Ea se face prin PNDL, este de 12 miliarde și ceva această reabilitare, ceea ce implică acoperiș tot. Deci reabilitare, să zicem așa, aproape 100%, de la instalații sanitare, electric, acoperiș și tot ce. Vă dați seama că, cum am zis, anii au trecut, necesitățile sunt altele, sunt mai mari față de perioada când s-a făcut. Compartimentarea se va face după standardul actual. Ca atare, lucrarea a demarat, merge bine, nu sunt probleme. Acum, ca în orice și la nivel național, totul se face că sunt bani. Că nu sunt bani și nu se decontează, constructorul lucrează, ce mai lucrează, după aceea zice, dacă nu vin banii, nu mai lucra. Deci, licitația e făcută, construcția, constructorul e, lucrarea a demarat, dacă banii vor veni așa cum trebuie, lucrarea va fi finalizată anul acesta, așa ne-a promis constructorul.